ceea ce sunt acum. Dar la un moment dat am început să iau conștient, nu să iau inconștient. Pentru că în momentul în care iei conștient informația și tot ce ai tu nevoie din acest ocean care ne înconjoară de energie, s-ar putea să dureze mai multe vieți ca să ajungi unde vrei să ajungi. În momentul în care o iei conștient, arzi mult. Există și suferință în etapă, dar ajungi acolo unde vrei tu. Da? Faceți lucrul ăsta? Cine face din sală lucrul ăsta? Să ia informația conștient din acest ocean de două persoane, trei persoane, patru persoane. Deci până la urmă, ușor, ușor, vă dați seama că luați toți. Toți luați, să știți. Dar conștient, învățați să luați conștient informația asta. Vă ajută mult. Știi, mai sunt, când te conectezi la cronica, cum se cheamă? Akasha. Ei, te conectezi la acest ocean de informații, care unii spun cronica Akasha. Și e informația în funcție de nivelul tău spiritual la care ești în momentul de acum. Așa primești informația. Și în funcție de karma pe care o ai coloșa la chakra 8 și începe să scurgă informația în tine. O ai mai deschisă, primești mai mult, ești mai high. Nu? Ești cu săcurea pe umăr. Da. O altă metodă de a acumula karmă este conștiința socială. Da? Ceea ce v-am zis la început. Se întâlnesc doi bărbați, hai să le spunem. Unul cu o karmă mai mare, unul cu o karmă mai mică. Ăla cu o karmă mai mare și aduce aminte că ăsta-i dator 5 lei. Și începe să-i zică: dă-lea, să-mi dai 5 lei, că de nu, te fac, te dreg. Dacă ăla cu karmă mai mică ar pleca pe aceeași vibrație cu celălalt, ce credeți că s-ar întâmpla? S-ar bate. Da? Dar cel cu karmă mai mică, informația o primește altfel și atunci ăla o să-i spună, nu să-i zică: du-te bă de aici, că-ți dau una. Îi zice: știu că am să-ți dau 5 lei, ți-l dau, hai să bem un coniac franțuzesc și o sticlă de vin bun și ne simțim bine. Să știți că la nivel de anti-spiritual sau anti-cer sau cum vreți să-i spuneți, informația pozitivă pe care o primește este un șoc. Ei nu se așteaptă la așa ceva. Și ați observat că de fiecare dată dacă dai cu bine la unul care e agresiv, îl bulfersezi total, nu știe ce să mai facă, pur și simplu stai să uite la tine așa și zice: ăsta ori ceva cu el, ori, păi eu îi dau de-alea și el îmi zice de-alea frumoase. Da, și așa se aplanează lucrurile și așa adun dharma, nu adun karma. Bun. Cum se mai adună karma? Când vizionezi filme cu multă agresivitate și omoruri și mult sânge. Iau. Atunci acumulezi și atunci karma. De fapt, karma, acea informație negativă care intră în tine. Altă formă de a acumula karma, în afară de filme. Muzică. Muzică care este un pic altfel și degradează la nivel energetic toate câmpurile noastre. O altă formă este prezicători. Cei care prezic dezastrele care apar în lume.
Va veni un cutremur imens și va distruge 7 orașe. Vine apocalipsa și de alea. Ei adună karmă și în același timp adună karmă și persoanele care cred ceea ce spune respectivul prezicător. Sunt și persoane care primesc informații de genul ăsta. Adevărat. Dar acele persoane primesc și informație cum să metoda prin care se elimină acele catastrofe. Ăla care spune doar că apare și așa, ori o zice de la el, ori are o problemă la mansardă. Bun. Există o frecvență a Pământului, o frecvență care curăță foarte bine karma și curăță foarte bine tot ce este program negativ din câmpurile noastre. Știți ce frecvență este? Este de 7,8 Hz. Această frecvență o imită Pământul pentru a menține echilibru și pentru a curăța tot ce este negativ. Terapeuții, de orice fel ar fi ei, în momentul în care încep să facă terapie unor oameni, ar fi bine și corect, ei se conectează la această frecvență de 7,8 Hz. Atunci au loc vindecările. Cu cât terapeutul este pe această frecvență mai mult sau peste 7,8 Hz, cu cât este mai mult în frecvența asta și emite, cu atât vindecarea este mult mai rapidă. Da? Când faceți lucrul ăsta, când mai puneți mâna pe oameni, gândiți-vă la frecvența asta. Și cereți și voi acolo să vă legați la frecvența de 7,8 Hz. Cum? Dacă vrei, poți măsoare, se poate măsura, că sunt aparate. Poți să măsori și cu ansa, poți să măsori... Se poate măsura. Frecvența Pământului crește. Frecvența Pământului crește. Dar frecvența Pământului nu este de 7,8 Hz. Frecvența Pământului acum este mai joasă. Ea emite pe 7,8 Hz atunci când au loc curățări. Ca să mențină echilibru, să nu apară haos. Da? Bun. Acum, ce legătură are menirea personală a noastră cu karma? Știți, menirea personală este un termen pe care l-am întâlnit în radiestezie, în infoenergetică, și care spune că menirea personală este un cumul de fapte bune pe care le face omul la un moment dat, din totalul de fapte bune pe care le-a dat Doamne, Doamne, să le facă în viață. Și măsori. Și vezi? Menirea personală. Dar din experiență de terapie am văzut că menirea personală și în faptul că am căutat eu menirea personală a mea mulți ani, am văzut că nu-i chiar așa, cum spune infoenergetica. Și că este un pic mai mult decât asta. Când spui menire personală, spui primul gând care îți apare care-i. De ce am venit eu aici? Ce am de făcut în viața asta? Să fiu pe cale sau să fiu în voie divină. Da? Ei, de la fapte bune până la cale și e cale lungă. Dar menirea personală ți-o găsești dacă tu la nivel energetic ai karmă și nu faci nimic ca să o înlături. Vezi menirea personală în viață? O cauți toată viața mult și bine și nu-ți dai seama de ea. Și mergi și nu o găsești. De-aia trebuie lucrat un pic pe spiritual ca să poți să-ți găsești menirea personală. Mulți și-o găsesc inconștient, fără să-și dea seama. Și merg pe ea. Alții nu. Alții au nevoie să o caute. Deci lucrați pe spiritual
ca să mergeți pe menire personală. Până la urmă, menirea personală, eu personal am ajuns la concluzia că este un cumul de lucruri pe care ți le dă Universul să le faci zi de zi, dar să le faci în voie divină și nu oricum. Adică să ai voie să le faci. Menirea personală, da. Poți să-ți cauți menirea personală să devii, să te duci în Greenpeace și să salvezi balenele de la NEC. Să salvezi lumea de nu știu ce lucruri. Să te duci în Africa să salvezi copiii și așa mai departe. Și poți să o faci să-ți dai seama că nu ea, nu aia este. Știți? Menirea personală, până la urmă, este ca un puzzle. De mai multe lucruri pe care îl faci și care la un loc este menirea ta personală. Dar toate au legătură cu ceva. Legătură cu ceea ce faci tu din plăcere. Ceea ce îți faci din suflet. Ca serviciu, să spunem. Ai serviciu. Eu sunt terapeut de meserie, da? Și ca terapeut, pe lângă cea de terapeut, mai sunt și tată, mai sunt și soț, mai sunt și pilot și mă duc la curse, mai sunt și... fac treabă prin curte. Toate astea, dacă le fac în voie divină și am dreptul să le fac, îmi fac acea sferă a menirii mele personale. Nu-i doar... Că dacă alegi toată viața după menirea personală și nu o găsești, nu mai vezi acele lucruri mărunte care te fac întreg. Tu ca om în viața asta. Și nu găsești nici menirea și nu faci nici lucrurile acelea mărunte și frumoase care duc la aflarea menirii tale personale. Că dacă pui acel puzzle mic, mic, mărunt, 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 la un moment dat vei vedea acea imagine frumoasă de final. Puzzle-ul. Care ești tu în viața asta. Ați înțeles cum e cu karma și cu menirea personală? Asta se poate măsura. Poți să mergi și măsori pe ceea ce îți place să faci, ce nu îți place să faci. Se poate face lucrul ăsta ca să-ți găsești mai repede calea, să arzi niște etape, dar le arzi, dar trebuie să le conștientizezi, pentru că altfel te întorci de unde ai plecat. Nu rezolvi nimic. Da? Bun. Cam asta a fost despre karmă și menirea personală. Mă găsiți la cabinet la mine pentru terapii și alte lucruri legate de karmă și menire personală și la terapii psihoinformaționale, tot ce ține de informație și de schimbarea acelor informații negative pe care le avem în corpul nostru și în corp. Hai să nu-i spunem în corp. În aura noastră. Pentru că acolo stau. Ceacra omului este de aură. Cum? Ceacra omului este un fel de aură. Nu este un fel de aură. Toate aceste ceacre au fiecare câmpul energetic al ei. Deci ceacra 1 are un câmp. Ceacra 2 are un câmp. 3. Toate și formează acel... ca un ou, să spunem, da? De multe culori. Roșu, galben, portocaliu, verde, albastru, bleu, până la roz, da? Ei, dar dacă o să vedeți și dacă măsurați cu ansa, o să vedeți că acea aură frumoasă pe care o vedeți voi în poze, de fapt nu este chiar așa. De fapt, ea este cu multe curbe și multe spărturi și alte lucruri. Asta înseamnă că la nivelele respective mai aveți de lucrat. Pentru că fiecare nivel de aici, care îl vedeți, este conștiință. Fiecare ceacră este o conștiință aparte la care ai de lucrat.
ca să fie acea poză frumoasă, fantastică, pe care o vedem peste tot, chakra. Bun, asta a fost, mulțumesc. N-am depășit, e 7.